Bine ați revenit la mobilisimo.ro, sunt Alex și acesta este Samsung Galaxy S23, modelul cel mic cu diagonala de 6,1 inch. De această dată avem aici un telefon cu procesor Snapdragon 8 Gen 2, după ani întregi în care noi în Europa am primit variante cu procesor Exynos. E vorba despre un Snapdragon 8 Gen 2 dezvoltat special pentru cei de la Samsung, cu frecvență tactată un pic mai sus și care e posibil să tenteze destul de mulți gameri. Acum, vorbim întâi despre design. În mare, nu s-a schimbat foarte mult dacă te uiți așa la prima vedere, dar spatele e diferit. A se remarcat faptul că nu mai avem acel modul protuberant care înconjoară camera, lentilele ies direct din spate, cum am văzut la Galaxy S22 Ultra anul trecut și trendul continuă și anul ăsta. Într-un fel, asta face telefonul ceva mai uniform form și un pic mai compact. De altfel, terminalul ăsta vine cu certificare IP68 și asta este varianta verde. Avem și una albă, neagră și una lila. Avem o ramă metalică aici, în vreme ce în spate avem sticlă și în față tot sticlă, protejată de Gorilla Glass Victus 2, o nouă generație, care acum rezistă la scăpări de până la 2 metri înălțime și în același timp e mai rezistentă la zgârieturi față de primul Gorilla Glass Victus și de Gorilla Glass Victus Plus. Ce mai pot să spun despre telefonul ăsta e că e mai plat. Chestia asta se aplică la întreaga gamă S23. Mai plat pe muchi, mai plat în spate, mai plat în față și cu muchii parc un pic mai înguste. Nici decupajul camerei selfie nu este foarte mare în diametru, aș spune. Cred că v-am zis deja, certificarea IP68, corpul cântărește doar 167 de grame, ceea ce înseamnă că e un telefon foarte ușor în ziua de azi, în care 200 de grame a devenit normă. 7,6 mm în talie. Iar acum, dacă ne uităm foarte rapid în setări, pe lângă procesorul Snapdragon 8 Gen 2, hai să vedem ce altceva mai primim aici. Ok, avem o baterie un pic mai mare decât anul trecut, 3900 mAh. Modelul ăsta nu se încarcă la 45W, a lăsat încărcarea aceea pentru varianta Plus și varianta Ultra. Aici găsim și stocarea, 128 GB și memoria RAM, care, apropo, din câte știam eu, se poate și extinde cu niște extra RAM Plus până la 8 GB. Deci dacă ai 8 GB, mai pui încă 8, ajungi la 16. Toată lumea se întreabă cu siguranță care e faza cu camerele. Sincer, ele sunt cel mai mare upgrade, nu doar de design, hai să o luăm pe rând. În față s-a produs schimbarea, mă refer la faptul că s-a trecut de la o cameră de 10 megapixeli la una de 12 megapixeli. Și acum, pe lângă opțiunile clasice, te poți juca cu Pro pentru camera frontală, ceea ce iar este o noutate. În spate, aș spune că, dacă te uiți pe hârtie, sunt cam aceiași senzori de anul trecut. Avem de-a face aici cu un combo de 50 de megapixeli pentru camera principală. În același timp, ea vine cu stabilizare optică, 12 megapixeli ultra-wide, 10 megapixeli telefoto. Doar că acum avem o stabilizare îmbunătățită. Țineți minte termenul VDIS. Stabilizarea asta specială se aplică nu doar la camera din spate, ci și la camera din față. De altfel, de la Galaxy S10 încoace, Samsung nu prea a mai avut rival la filmarea selfie de vlogging, sau dacă a avut, a fost de obicei iPhone-ul. În fine, la video, acum putem filma în 8K 30, nu este 8K 24, iar aici avem și opțiunea Expert RAW, o aplicație de fapt pe care multă lume a început să o aprecieze în ultima vreme pentru cât de multă libertate îți dă să editezi pozele după ce le-ai realizat. Avem videoclip profesionist și exact ca anul trecut e chestiunea aceea cu nightography, foarte mare accent pus pe captura nocturnă. Avem portrait nocturn mai bun, avem fotografii cu zoom nocturn mai bune, filmare nocturnă mai bună, deci nightography 2.0 cum ar veni. Am înțeles că ar fi și niște extra filtre și opțiuni aici pentru setări și la capitolul cameră cam atât, așa la prima vedere. Evident, clasicele funcții precum 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 sunt la pachet, iar portul ăsta este un USB-C 3.2. Avem difuzoare stereo și un cititor de amprente ultrasonic, cum îi place lui Samsung, integrat în ecran, nu optic. Software-ul. Anul trecut ne-am tot jucat și am făcut și un video cu One UI 5.0. Asta este 5.1, care am înțeles că aduce niște extrauri pe partea de widget-uri, securitate și altele de gen. Eu am remarcat din prima o chestie. Avem două widget-uri noi. Ăsta e cel de baterie. E nou, intuitiv și arătos. Iar la meteo, aici o să găsiți un widget cu foarte multe detalii față de precedentul. Altfel, One UI 5.1 o să le descoperim în perioada următoare și când testăm device-uri și când vine ca update pe S22-uri, iar bateria asta de 3900 mAh se încarcă la 25W pe fir, 10W wireless și are și încărcare inversă, poți să pui aici căștile Galaxy Buds 2 Pro, se vor alimenta via wireless de la acest telefon. Rețineți, am scăpat de modul protuberant al camerei,
Cam asta este ideea la acest smartphone. Avem extrauri pe partea de selfie, senzor nou și stabilizare avansată pentru camera selfie, niște extra filtre și în același timp captură nocturnă și mai bună. Nu mai zic de faptul că gamerii o să fie încântați cu siguranță de faptul că Snapdragon 8 Gen 2 e tactat mai sus și dezvoltat special pentru Samsung anul ăsta, ba chiar, cred că chiar Samsung l-a făcut. Ca idee, la camerele din spate, 50 de megapixeli principală, 12 megapixel ultrawide, 10 megapixel telefoto, iar cel telefoto are zoom optic 3X. Nu o să afișez aici, evident, Snapdragon 8 Gen 2, că e prea nou, dar, credeți-mă pe cuvânt, ăsta este CPU-ul. Cam atât la mobilisima.ro, primul contact cu Galaxy S23 tocmai a fost realizat. La revedere!